Capitolul 2. Trei puncte de vedere despre prosperitate. Există trei abordări frecvente ale banilor și prosperității. Punctul de vedere materialist. Din punctul de vedere materialist, noi credem că lumea fizică, materială, reprezintă ceea ce este real și important și că satisfacția și împlinirea noastră provine din ceea ce se află în jurul nostru. Concentrarea noastră este complet externă. Banii sunt cheia pentru a obține ceea ce dorim în tărâmul fizic. Pentru a găsi succesul și fericirea, încercăm să facem o mulțime de bani, astfel încât să avem lucrurile pe care le dorim și să înrăurim lumea așa cum ne dorim. Această perspectivă este susținută probabil de majoritatea oamenilor din lumea de astăzi. Cu siguranță, majoritatea oamenilor din lumea industrializată occidentală și, probabil din nefericire, un număr tot mai mare de oameni din țările în curs de dezvoltare, susțin această percepție. Majoritatea dintre noi, fie au încercat să trăiască această abordare, fie s-au revoltat împotriva preocupării societății față de bunurile materiale și bogăția financiară. Punctul de vedere transcendent spiritual. Punctul de vedere transcendent spiritual despre bani și prosperitate este preluat din religiile transcendente atât din Orient cât și din Occident. Este mai mult sau mai puțin opus punctului de vedere materialist. Tradițiile spirituale transcendente din Occident ne spun că lumea materială este în esență un loc al ispitei, al păcatului și al suferinței prin care trebuie să trecem pentru a ajunge într-un loc mai bun, tărâmul spiritual, după moarte.